Salut, prieten! Sunt Mihai Stepanov, cu a doilea video despre moneta Libra de la Facebook. În primul video care l-am creat pe 1 septembrie, acum ora 1 noapte, data de 2 septembrie, o zi a trecut. Deci titlul la video precedent se numește urgent, ia 3 monete Libra de la Facebook gratis. Aici eu arăt cum se face înregistrarea, deci trebuie de făcut corect înregistrarea după acest video. În acest video vreau să explic deja unele lucruri care nu le cunoșteam în primul, pentru că nu aveam referali. Deci, ideea care că aici se poate de adunat bonusuri din 3 niveluri. Unde vedem această informație? Deci uitați-vă, peste tot unde se semnă exclamări, sau semnă întrebări mai degrabă, nu exclamări. Este careva informație ascunsă, deci de pildă la filiați apăsăm și vedem cât putem primi din primul nivel. Deci noi când facem înregistrare și am făcut verificarea după e-mail, doar în cazul acesta primim monete, deci asta tot trebuie de înțeles. Dacă n-ați primit, înseamnă că n-ați făcut cum am spus în video, deci uitați-vă atent tot video, nu e așa de complicat. Deci, pentru înregistrare primim 3 monete, iar pentru invitați putem să facem mult mai mult decât facem singuri. Deci asta e un primul secret care mulți nu îl înțeleg posibil sau nu vor să invite. A doilea secret care este că nu poți cunoaște dinainte cine o să înregistreze, cine nu. Deci ce eu niciodată nu mă gândesc, lui să-i dau că el nu o să vrei, dar să-i dau precis că el o să vrei. Eu dau informația la toți. Fiecare deja alege, deci ce înseamnă la toți? Deci eu pun în acces liber, oamenii se uită, le place, se înregistrează. La fel și singur vă recomand să faceți, nu trebuie să calculați din timp ce o să primească, nu o să primească. Faceți și o să primească. De pil deja am 273 de monede. Cât va fi prețul la monetă dată? Deci unele surse de la $1. Când va apărea pe bursă? Deci este roadmap, pagina principală când intrăm, care va termin și acolo este spus de deschiderea exchange-ului sau bursei unde se vor vinde, va fi în vară undeva, 2020, semestrul 2. Deci din aprilie, în primăvară se primește. Aprilie, mai, iunie. Așa undeva se primește, semestrul 2. Când va apărea, poate să apară și în iunie, poate să fie și după. Asta o să fie versiunea demo. Acum, primul nivel primim o monetă. Nivelul 2, jumătate de monetă. Din nivelul 3, 0,2 monetă. Deci asta eu îi spun de bonusuri. Mai este un climb sau mai spunem noi un cran sau un fel de roata norocul, dacă se poate așa de spus, unde la fiecare minută avem posibilitate, nu minută, fiecare oră și o minută, să mai câștigăm câte ceva din climb. Deci, ultima oară care am făcut eu, când au trecut o oră, s-a apărut aici butonul climb, apăsat, cum se face, am explicat și în video precedent. Ideea cât se câștigă aici, arătat, iar pe semnul întrebării. Unde sunt 4 categorii de bonusuri care poate de primit, dar în ultima coloană este arătat șansa sau procentajul de a câștiga, deci în 70% cazuri câștigăm din prima categorie de la 0,05 monetă liberă până la 0,02 monetă. Pe urma două categorii de la 0,021 până la 0,1 monetă. Undeva în 20-25% de cazuri. În 10% de cazuri avem șansa de a câștiga din categoria a doua, de la 0,11 monetă până la o monetă. Și foarte rar, undeva
odată din o șansă din 200. Dacă să luăm procentajul acesta, se poate câștiga de la o monedă până la 20 de monede. Deci cine încercați noroc, cine știe, poate câștiga 20 monede. Dacă nu vreți să invitați. Dar când invitați, se include lucrul și la oameni cei care nu-i cunoașteți. Deci, în cazul meu, uitați, și este un buton pe care putem apăsa să vedem situația cine, nu cine, dar pe echipă ce se întâmplă. Și se vede că eu personal am invitat 46 de oameni. Acești 46 de oameni au invitat 311, iar aceștia 311 primești că am invitat încă 332. În total 689 în momentul actual de invitați în echipa mea. De unde și s-a primit această sumă de actual 273 de monede. Deci, practic, într-o zi, 270 de dolari, dacă va fi așa. Dar, cum am spus, noi acum lucrăm cu această monedă, am invitat. Peste o zi, două, apare altceva, acolo invităm. Asta e interesant cu monedele acestea, că ele nu știi care și cum va, cât va costa. Dar deoarece se dau gratis, de ce nu să nu le adunăm? Și așa, acum eu sunt la etapa când primesc bani pentru monete donate un an, doi în urmă. Același lucru faceți și voi și treptat o să fie rezultate, mai ales să dau gratis. Nu toate proiectele sunt reale, dar de ce, deoarece nu știm care și cum cât va costa, vă recomand să intrați în toate, că nu pierdeți tare mult lucru, câteva minute v-ați înregistrat. Ați luat linkul aici îl găsiți și îl dați la cunoscuți prin rețele sociale unde sunteți, de pe Facebook, Telegram, Twitter, Vkontakte, Skype, mai sunt aici câteva rețele, deci eu ales cele mai populare. Deci asta e situația, vom vedea cum va fi. Mai este încă o despărțitură unde sunt liderii, da, și mai jos mai este încă un buton sau așa să spunem o informație unde deja venitul care l-aveți acumulat este explicat pe direcție, deci din afiliat de pilă 269, din roata norocului, așa să spunem, nu roata, dar climb. La fiecare oră când apare posibilitatea de apăsat, am câștigat de pildă 0,72 de monede. Și cu albastru cât am primit la înregistrare. Mai este încă o versiune de câștig, posibil că o să fie când o să fie aplicația, nu știu încă nu o văd. Posibil cine o să descarce aplicația, tot o să mai primească niște bani. A patra direcție, care încă nu este, e treptat apare, deci o să vedem când o să apară. Deci asta e cu acest buton care am explicat. Când apăsăm, apare o listă de persoane după volumul cât au acumulat din invitați. Deci eu în cazul dat acum sunt pe nivelul 5. Persoana care m-a invitat este primul loc. Foarte activ, se invită și se dezvoltă, cum văd, în zona rusească. Această persoană este de Ucraina, eu, de pildă, fiind din Moldova, dar am un canal mai activ în limba rusă. Am plasat video, foarte mulți am înregistrat anume din zona rusească. Moldova, România sunt foarte pasivi, nu înțeleg de ce, nu înțelegeți ce eu spun, ori sunteți mult mai bogați ca rușii, posibil că... Deci, tot depinde. Fiecare face cum vrea. Deci, eu informația vă dau. Deja singur alegeți ce doriți și cum e mai bine. Cam atât ce am vrut să spun. Dacă sunt careva întrebări, scriți în comentarii, vă răspund. Vă ajut cu ce pot. Numai bine.